Sala Garabeti Brăileanu a Colegiului Național Roman Vodă va găzdui miercuri 10 august și lansarea celei de-a doua cărți a medicului Dan Gabriel Arvătescu, intitulată Singurătatea Sfântului Serafim, publicată la editura Scrisul Românesc din Craiova. Tot în cadrul acestei tabere vom face o mică excursie miercuri la ora 18. Vom fi cu toții prezenți la lansarea volumului de proză Singurătatea Sfântului Serafim, povestiri aproape fantastice a medicului scriitor Dan Gabriel Arvătescu. Va fi acest eveniment, lansarea de carte, va fi la Colegiul Național Roman Vodă, în sala Garabeti Brăileanu. Lansarea de carte a fost inclusă de organizatori tot în cadrul manifestărilor culturale legate de tabăra de creație artistică Izvorul Tămăduirii, care are loc între 5 și 16 august în diverse locuri din județul Neamț. Cel de-al doilea volum de povestiri semnate de doctorul Dan Arvătescu este prefațat de profesorul dr. Lucian Strochi. Povestirile sunt ilustrate cu fotografii după lucrările plastice ale Eleonorei Dragomir, Ana Maria Almargine, precum și ale pictorilor Cristian Bistricianu, Florin Mircea Zaharescu, Liliana Mătase Culver. Mai semnează ilustrații și artiști plastici Laurențiu Dimișcă și Ofelia Huțul.